Bună ziua, aici România, Velicu, ora exactă. M-am confundat zilele acestea în chestiunile de politică exterioară ale României, care se dorește comutarea ambasăzii românești de la Tel Aviv. Întâi am vorbit cu vecinul Tetelu, care vrea mutarea ambasadelor de la Tel Aviv la Tetel Aviv, un fraier. Apoi m-am gândit la gândirea strategică a lui doamna Vio Dăncilă, prim-premiera noastră, care mută ambasada să ni se pierde urma la ce mai avem de plătit la gaze, curent, telefon și întreținerea pe ultimele 14 luni, cât rămâi acolo restant. Eu 20 de ani cât am fost chiriaș, exact așa am procedat mereu. Bine, dacă ar fi după mine, eu aș muta ambasada României la noi în bloc. Și dacă dă teroriștii cu racheturi de-alea de-a lui Hamas peste noi ca să se răzbune, eu le dau share location pe telefon la aia de la Hamas că ambasada este la Tetel un apartament. Să-l explodeze pe el, dă-l dracu de nebun. Dar și cu mutarea la Ierusalim sunt întru totul perfect de acord. Poate merg cu Tetelul la locurile sfinte din Ierusalim și facem învierea anul ăsta într-o moschee sau sinagogă, că am înțeles că la Ierusalim e plină de astea. Ca aici la biserică, la noi, ne știe toată lumea și nu ne mai dă părintele să bem vinul de împărtășanie de la Paștele din 2002. Noi, practic, suntem dispuși să trecem la orice religie ne dă de băut. Dacă la musulman cred că ar fi o problemă, că acolo am înțeles că oamenii se dășcalță când intră în moschee, iar lui Tetelu-i putei picioarele groaznic. În fine, revenind la problema diplomatică, aș propune ca ambasada României în Israel să stea câte o săptămână în mai multe orașe. New York, Bârlad, Londra, Fieni, Făurei, mai înțeles? Să fie ambasadă sub formă la tonetele alea de înghețată, știi? Care mergi cu bicicleta cu ele. Sau ca dubițele alea de vin de cremvurști fast food. Seara, tragi o blondă la ambasadă, te-ai urcat în șa, dai la pedale și muți ambasada. Decât să n-aud vreo știre de-aia nașpa gen într-o intersecție din Ierusalim, ambasada României nu a semnalizat și nu a acordat prioritate, i-a picat lanțul și a fost lovită până în impact de ambasada Uzbekistanului, care venea pe drumul cu prioritate în viteză pe un cărucior de butelie. Relațiile diplomatice între cele două țări au fost suspendate până s-a scuturat ambasadorii de colbu care s-au urcat pe ei. Hai că v-am dat și soluția diplomatică. La revedere la toți oamenii, indiferent unde are ambasăzile, și hai sictir Tetelu-dut.